Ți-am luat un mărțișor ca să-l porți la tine tot mereu și să știi că-n el e dorul meu și-ți va purta noroc. Ți-am luat un mărțișor ca să-l porți când nu ne-o mai vedea și să-ți spună el iubirea mea oricând și în orice loc. Cei care nu au avut timp să alerge după mărțișoare, dar vor să facă o surpriză domnilor și domnișoarelor, sunt salvați de mărțișoarele virtuale. De când oamenii au devenit tot mai dependenți de internet, în lumea virtuală se mută și tradițiile. De 1 martie puteai observa o explozie de mărțișoare virtuale pe rețelele de socializare. De la imagini cu flori, mai ales ghiocei, la poze cu pisoiași, cățeluși, felicitările curg pe internet. Nu lipsesc nici mărțișoarele mai elaborate, sau mai bine zis, cu mai multe elemente de grafică. În lumea virtuală, imaginația nu are limită. Există însă și două condiții pe care aceste mărțișoare trebuie să le îndeplinească. Un mesaj de 1 martie și un șnur alb cu roșu desenat într-un colț. Cei care vor ca ziua de 1 martie să nu treacă neobservată să felicite cât mai multe doamne și domnișoare, dar au la dispoziție resurse financiare limitate, au o variantă simplă la îndemână. Mărțișorul virtual. Prin intermediul internetului puteți trimite câte mărțișoare doriți, câtor doamne și domnișoare doriți. Nu trebuie să scoateți niciun leu din buzunar, iar gestul va fi cu siguranță apreciat. În spațiul virtual, mărțișoarele sunt ușor de realizat. Felicitările sunt foarte ușor de personalizat și pot fi modificate cu diverse elemente, astfel încât fiecare felicitare să fie unică. Alți dâmbovițeni au ales să trimită mesaje de pe telefonul mobil pentru a transmite tuturor urările pe 1 martie.